GPRS, adică sistem de ghidare, este o facilitate pe care o putem instala pe vehiculele agricole. Asistă mecanizatorii în folosirea în regim de maximă eficiență a utilajelor agricole. Mai mult, prin acest kit, dacă se upgradează, se poate realiza o conducere complet autonomă, asigurându-se controlul accelerației vehiculului, frânelor, ambreiajului, cutiei de viteze și secțiunii de funcționare. Siguranța este întotdeauna o prioritate pentru conducerea autonomă. În plus, există moduri de funcționare parțial și total autonom, în funcție de geografia terenului pe care se efectuează lucrări agricole. Sistemul de ghidare GPRS are o serie de avantaje care pot veni în sprijinul fermierului. De exemplu, se pot recupera rapid costurile prin reducerea cheltuielilor cu combustibilul dedicat diferitelor operațiuni agricole. La fel, se înregistrează costuri reduse cu forța de muncă și cu mentenanța. Setul de autoconducere este proiectat astfel încât să poată fi utilizat atât pe vehicule de generație mai veche, cât și pe echipamente de ultimă generație. De asemenea, colectează datele din întregul proces de funcționare, date necesare pentru a face harta lucrărilor efectuate, eficiența operațiunilor fiind maximă cu costuri minime. GPRS oferă cea mai mare precizie de lucru, având o abatere de până la 2,5 cm. Transmite corecțiile necesare prin radio sau internet pe o distanță de maximum 10 km. Funcționează cu un număr nelimitat de receptoare și poate fi partajat în mod liber și cu vecinii fermierului care utilizează acest echipament extrem de folositor. Avem un GPS cu autoghidare pe volan. El practic ne conduce tractorul. Ne facem liniile AB și după aceea GPS lucrează singur, noi trebuie doar să-l întoarcem la capăt. Se montează pe tractoare începând de la UTB-ul românesc până la ultimul model de tractor. De ce ar trebui fermierul să-și achiziționeze un GPS de genul acesta? Ne-ar ajuta foarte mult la însămânțat, la fertilizat, absolut tot. Înainte foloseam oamenii drept jalon, acum cu acest GPS avem costații RTK precizii 2,5 cm, adică ne ajută foarte mult. Cum se folosește el mai precis? El se montează pe absolut orice tractor, ne facem liniile AB-ul, după care el lucrează singur, noi doar întoarcem tractorul. După aia tractorul merge pe liniile făcute de acest GPS, nu mai stăm cu mâna pe volan, adică practic se conduce singur. Prin satelit funcționează? Da. Avem o stație RTK care îi dă la GPS 43 de sateliți. Și în ultimul rând, cum se alimentează? Alimentarea e la 12V, se pune la baterie, avem două antene, un volan și un monitor. E foarte simplu de montat și foarte rapid. Volanul pentru? Volanul se schimbă, volanul vechi al tractorului, volanul e cu motor, care o să ne țină și direcția tractorului.